pot să-mi pregătesc de examen. Da, 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 da. Tânărul spune că examenele i-au părut dificile. Cred că eu mă simt mai confortabil acasă, adică este mediul meu unde eu am învățat toți 12 ani și mă simt mai liber. Eu cred că ar fi bine ca pentru persoanele care fac studii la domiciliu să fie pus nota pentru examen, nota anuală. Sau să fie un examen separat, adică nu atât de complicat. Cornel a susținut primul examen la un centru de BAC unde i-a fost mai greu. La noi niciun centru de BAC, din păcate, nu este accesibil pentru cerințele persoanelor cu dizabilități. Adică peste tot sunt scări, nu este o baie accesibilă. Îmi place să nu fiu dependent absolut de nimeni. Și din păcate când am fost acolo am fost dependent. În primul rând de colegii mei de clasă care m-au ridicat până să ajung în centru de BAC. Observatorii spun că, indiferent dacă examenele au loc în centre speciale sau acasă, cerințele față de candidați sunt aceleași. Durează 3 ore ca și în centrele de BAC, numai că la domiciliu, sub supravegherea observatorilor. Cornel Baran este membru al lotului paralimpic de tenis și vrea să obțină diploma de bacalaureat pentru a se înscrie la Universitatea de Educație Fizică și Sport.